Nu știm unde e, dacă l-ați văzut, știu eu, prin jurul studioului, prin oraș, dați-ne un mesaj la 1272. Ar trebui să ajungă la tine în emisiune, nu? La 7:30, da. La 7:30, da, ar fi trebuit să ajungă la, Răida Bun. Să mergem împreună. Daniel! Hai, te rog! A plecat băieții, Daniel! Love, love, love! Vino încoace, stai aici, te rog! Da, în gura lupului mă bați, Simona! Deci... Flori, te rog eu mult, mută-te tu acolo și stai tu... Aici, eventual să stau aici. Crezi că vrei? A mai venit un personaj în platoul nostru, trebuie să o prezint și pe ea. E cumva legată de povestea despre care ne vorbea pervers. Să-ți spun perversul, așa spun toți prietenii, mie mi se pare zi așa persuasivul. Că... persuasivul. Persuasivul de pe Târgu Ocna, e bine, da. Așa. Acum te cheamă pe Sorin. Sorin, Sorin. Spun Sorin că mi-e mai la îndemână. Cum, zi țigane. Țigan, mi-e așa îmi spune toți care mă cunosc. Bine, țigane. Vorbeai de Liviu, vorbeai de Adelina. E, mai avem un personaj în toată telenovela asta. Este Iguana, care și ea s-a iubit cu Liviu vreo 3 zile, cred. Bine, Flori... mai e Iguana, șopâr la dromadeu, ornitorinca. Adică mai, mai bine Diana. Diana, dar tu nu ești Iguana de la ce vine? Nu, eu sunt prietena ei. Flori este prietena Iguanei și din câte am înțeles și amanta ei. Oricum e... Nu, nu sunt amanta ei, doar prietena ei. Dar o iubești? Da, o iubesc. Cum adică, voi faceți boogie-boogie? Voi două? Nu. Păi... dacă Adelina i-a luat plasma, tu ce ai luat? Ce ai mai furat dacă ea a plecat cu plasma? Nu, nu, ea nu, ea este prietena. Ea n-are treabă cu vârciu. Aia, dacă prietena... De ce crezi tu că a vrut să se împace Liviu cu Iguana în condițiile în care el tocmai o cerea de nevastă pe Adelina? Wow! Care e intenția lui, de fapt? Păi, Liviu joacă în telenovele, nu? Deci a vrut să facă o telenovelă... Deci de ce a vrut să se împace Liviu Vârciu? Păi, Iguana susține că, de fapt, Liviu o vrea pe ea. Sau nu? Zim tu că tu o iubești, tu o știi mai bine. Da, Liviu Vârciu o vrea pe Diana. Atâta timp cât Adelina apărea pe la televizor și spunea îmi doresc copii cu Vârciu, Liviu o căuta. Pe Iguana? Da. Și ea nu l-a mai primit înapoi, că este femeie mândră. Bineînțeles că nu. Dar de ce s-au despărțit ei? Foarte multe motive. Zim câteva. Unul dintre motive este pozele. Ședința foto... Este că sunt mai multe, este că sunt mai multe. Este ce? Scuzați-mă, este pozele, este că sunt mai multe, așa se spune. Dacă sunt sub 50. Mă scuzați, am emoții. Și așa, eu am emoții mai mari ca tine. Stai puțin, Daniel, pozele, pozele, care poze? Ședința foto care a făcut Liviu Vârciu cu Diana. Așa, și ce s-a întâmplat la ședința aia? De ce s-a supărat Iguana? A ieșit zbârcită în poze, vă zic eu și a zis. Ești foarte răutăcios. Nu sunt răutăcios, dar cum să fie motivul pozele? Păi nici așteaptă întâi să spun. Ah, okay. Hai, spune. La un moment dat, după ședința foto, Diana mi-a spus ceva, că a auzit o conversație în care Liviu Vârciu spunea unui prieten că o să ia foarte mulți bani pe acele poze. În contextul în care Liviu Vârciu o mințea pe prietena mea,